Bună ziua! Acum vreau să vă arăt cum fac eu recoltarea roșiilor, vinetelor și castraveților. De castraveți nu prea am ce să arăt, că nu prea am ce să recoltez. Da? Întotdeauna folosesc mănuși. Că recoltez pentru mine, că recoltez pentru altcineva, voi folosi mănuși și întotdeauna tai. Nu mă pricep să o rup și cel mai bine eu tai. Da? Pun lărița de desubt. O pun acum că cu o mână filmez și cu o mână trebuie să mă descurc. Dar nu am trepied. Căsătună. Da. Mâinile și cea de-a doua. Știu, îmi trebuia o forfecă mai puternică. Dar deocamdată mă descurc cu ce am la îndemână. Da, astea sunt vinetele noastre frumoase. Acum am ajuns în un solar unde avem mai multe vinete. Și la fel începem recoltatul. Da? Deci nu le ștergem până când nu le gătim. Noi nu le ștergem absolut deloc. Lăsăm așa cum sunt ele. Da, știu că unii o să mă certe că cade, dar deocamdată nu am eu cum să le țin cu mâna. Dar ele aici o să cad pe o mulcire. Da? Cred că o să mai tai una. Acum voi începe să recoltez niște roșii, dar stați fără grijă. Că nu o să încep să le tai și să le dau drumul în lădiță. O să mă gândesc unde voi pune telefonul. Deocamdată nu știu. Puteți să mă vedeți și dumneavoastră. Da? Să le tai frumos cu codiță. Așa facem, îmi place mie să le tai. Și revenim. Bun, le-am cules. Asta e o roșie portocalie. Da, astea sunt crețe. Asta am pișcat eu puțin cu foarfeca. Astea sunt niște roșii roze. Da, asta este soi. Da, avem aici niște cherry. Da, avem și cele vestite. Să zic inima de bou, zic unii, da? Și cam asta a fost. Și acum castraveții, dar castraveți nu avem prea mulți. Spor la treabă, să aveți.